alert, Iohannis a semnat. Lege important, promulgat de președinte în această dimineață. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 22 martie, o nouă serie de decrete. Eful statului a promulgat legea pe 1996 privind dreptul de autor sublinierei drepturile conexe. Legea are ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcționarea și activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, impunând o serie de reguli menite a asigura transparența activității acestora, precum și posibilitatea membrilor de a controla modul cum sunt colectate și repartizate sumele provenite din drepturi. Utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe necesită acordarea de licene de către diferiți titulari ai drepturilor de autor, aceștia având posibilitatea alegerii între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor deinute. De asemenea, sunt introduse prevederi mai precise referitoare la drepturile autorilor și ale titularilor de drepturi, precum și obligativitatea ca aceste drepturi să fie introduse în statutele organismelor de gestiune colectiv, explicau reprezentanții guvernului la momentul emiterii modificărilor. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, președintele a semnat un decret privind promulgarea legii pentru ratificarea Convenției dintre România sublinierei Bosnia sublinierei Hercegovina pentru evitarea dublei impuneri sublinierei prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Sarajevo la 6 decembrie 2016.